Asociația Motivația din Moldova a implementat proiectul Cetățenii cu Abilități votează pentru o țară fără dizabilități și prin activitățile realizate în cadrul proiectului, persoanele cu dizabilități au fost încurajate să-și exercite dreptul la vot. Cu suportul CNUD Moldova, dar și cu susținerea financiară a USAID Moldova, noi am organizat mai multe activități pentru a motiva persoanele cu dizabilități din raioanele Șoldănești și Liova. Ca să fim mai active, noi am avut și acțiuni de responsabilizare a APL-urilor din cele două regiuni, în care ei au testat, de fapt, echipamentul asistiv al persoanelor cu diferite tipuri de necesități, da, au încercat să utilizeze și un scaun rulant, ochelari speciali pentru persoane care sunt nevăzătoare, bastonul, da? Și atunci, prin această acțiune, cumva, autoritățile au devenit mult mai sensibile la necesitățile și provocările persoanelor cu dizabilități. Datorită acestei colaborări, noi am reușit să lucrăm și la capitolul accesibilitate. Noi înțelegem cât este, din fapt, important asigurarea condițiilor de accesibilitate pentru toți. Cu ocazia aniversării a 30 de ani de activitate a PNUD Moldova, noi le urăm mult succes partenerilor și le urăm ca să continue aceste activități care să aducă într-adevăr un impact major în viața persoanelor cu dizabilități și ceea ce noi am urmărit până acum, într-adevăr, a schimbat multe vieți, a schimbat calitatea vieții a mai multor persoane cu dizabilități, beneficiari cu care noi lucrăm și sperăm că rezultatele pe viitor vor fi la fel de productive și la fel de vizibile pe scară nu doar regională, dar și la nivel național.